Și să deschide Domnul ochii de cine ești păzit. Într-un toi de noapte am stat până atât târziu cu un frate și l-am petrecut afară pe la 12 luni noaptea. Soția lui se duce în față. Rămâne înțepenită, noi nu observăm. Și după ce am apropiat de ea să-l petrec, de el să petrec, o văd pe soția lui că tremură. Tremura barba ei, tremura cu totul. Care Bruno? Ce s-a întâmplat cu tine? Le-a schimbat de la față! Și a spus, am văzut un înger înalt. Aleluia! Aleluia! Înaripat înalt un înger în curtea aceasta. Nici nu-ți dai seama ce ai tu, ce masă ai! Oameni grei, bogați, spăziți de oameni și scurt gardă să-i pătească! Tu nu-ți dai seama de cine ești păzit. Dacă ți-ar fi deschis Domnul puțin ochii să vezi în curte pe cine ai, să vezi la căpătul tău cine ai, pentru că ești păzit de puterea lui Dumnezeu. Ai un nume, ai o valoare, ești un om înalt, ești pus deoparte. Ai nespus de preț în ochii lui Dumnezeu. Știi lucrul acesta? Cât de iubită ești tu de Domnul și cât de iubit ești tu de Domnul? Ai știut? Să știi ce bun din momentul acesta. Spre revărsatul zorilor, Domnul vrea să-ți audă glasul. Îți urmărește inima dacă vechează. Vecheați foarte mult pentru că vor veni vremurile. Ne vom aduce aminte cum spuneau cei doi de pe drumul Emausului. Când le-a vorbit, care li s-a părut că e un străin, a fost împiedicat ochii lor să-l cunoască. Pentru că se îndepărtau de la Ierusalim spre Emaus. Și au spus, e a treia zi și nu se vede nimic. Au căzut în depresia necredinței. Apostolii le-au ascuns. N-au crezut nici pe femeie. Au zis, astea spas, nu crede. Și cei doi se îndepărtează. Și vorbeau despre Domnul. Și se arată doi înaintea lor, adică Domnul la cei doi. Despre ce vorbiți? Se uită la ei și a zis, tu ești singurul străin în Ierusalim pe care nu știi de Iisus, care era puternic proroc în fapte și era foarte puternic? Tu nu știi? Și l-a spus, ce? Și când a început să le mustre Domnul, când e vorba să credeți, nepricepuților, și a început să le tâlcuiască Biblia de la Moise și proroci și cuvântul lui Dumnezeu. Când au văzut cei doi, că le-a vorbit așa de frumos, e probabil că se gândeau, seamănă cu cuvintele Domnului. Erau împiedicați să-L cunoască. Și Domnul se face că se îndepărtează de ei. Dar ei stăruiesc de El și au zis, rămâi cu noi, că e seara. Aproape ziua s-a sfârșit, rămâi cu noi. Vrei să mai rămână Domnul cu noi? Vrei să rămână Domnul cu tine în familie? Vrei să dai ca scurs și famă în familia ta? Despărțit de El nu poți să faci nimic. Aleluia! Nu știu dacă aș putea să trăiesc un minut fără El. Mă mir de multe ori atâta bunătate pe care l-a dat față de noi și cum păcătuim de multe ori. Ne jucăm cu păcatul. Ne complacem în păcat. Și Domnul se uită la tine și plânge. Și vrea să spună o vorbă. Ultima picătură de sânge a fost vărsat pentru tine. Aleluia! Te iubesc. Tu de ce mă urăști? Rămâi cu noi. Rămâi cu noi, Doamne. Ziua aproape a trecut. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Rămâi cu noi. Aleluia! Stă cu ei la masă, Domnul. Frânge pâinea, le dă să mănânce și le se deschide ochii. Când te îndepărtezi de Domnul de la Ierusalim spre Emaus,
care vreau să înseamnă lumea de astăzi. Inima ți-împedicată să mai cunoști ochii tăi, să nu mai cunoști pe Domnul. Iar când stai cu El la masă, ți se deschide ochii. Și odată dispare Domnul. Și ce spunea Domnul, oamenii aceia doi, acei doi ucenici, nu ne ardea în noi inima când ne vorbea pe drum? Cuvintele astea vom spune noi odată și odată. Nu ne ardea pe noi inima că stăteam nopțile de vechi. Și acum nu mai putem. Mai poți, mai vrei să te mai rogi în casă, dar nu mai poți. Mai vrei să mai stai cu Domnul în prezența Lui, dar nu mai poți. Știi de ce nu mai poți? Te-a îndepărtat păcatul de Domnul. Vrei să mai stai în prezența Lui. Vrei să mai ai legătură cu Domnul, dar nu mai poți. Pentru că te-ai lipit mult de lume, te-ai lipit mult de culoarele acestei lumi, te-ai lipit mult de fire, te-ai lipit mult de orgoliu, te-ai lipit mult de frumusețea lumii. Și în momentul când te lipești, te îndepărtezi, Domnul, ce-ai vrea tu? Să mai faci ce făceai înainte. Câte vreme a păstrat secretul Samson, a fost tare puternic, a fost tare viteaz. Se luptă cu 1000 de persoane câte vreme puterea Domnului și secretul îl păstra. Și omoră 1000 de oameni și cade leșin în sete și începe să strige la Dumnezeu. Dă-mi apă să iau după lupta, prin o luptă mare. Așa ni se întâmplă și nouă de multe ori. Ai biruință în predică, nu te mulțumi. Treci din nou la apă și adapă-te. Ai biruință în cântare, nu te mulțumi cu atâta și să stai zilele următoare nepăsător că s-a servit Dumnezeu prin tine. Nu, nu, nu! Luptă-te în continuare și adapă-te în continuare, căci Domnul vrea din putere în putere să mergi! Aleluia! După lupta atât de puternică Samson, cere apă de la Dumnezeu! Dumnezeu să ne dăruiască apă vie în această zi, în această dimineață. Cum a coborât și a început să se lipească de femeie și a divulgat secretul Samson și i-au tăiat cele 7 șuvițe de păr. Și când au spus, Samson, filisteni, vin peste tine! Și se trezește Samson și spune, mă voi lupta și voi fi ca cum am fost până acum, tot luptător. Și el nu știa că Domnul îl părăsise. Și când să se lupte, n-a mai avut nicio putere. Și așa au făcut prima dată filistei cu el. I-au scos ochii. L-au legat cu lanțuri. Și l-au pus la o râșniță. Să râșnească și își băteau joc de el. Își va bate joc diavolul de noi. Atâta vreme cât vom fi târâți în păcat. Diavolul are menire să ne scoată ochii, să nu mai vedem calea Domnului și după ce ți-a scos ochii, să nu mai vezi calea adevărată. Vei fi legat cu lanțuri și își va bate joc diavolul de tine. Erai odată proroc, erai odată cântăreț, erai odată om al lui Dumnezeu, puternic. Și pentru că tu ai păcătuit, ochii ți s-a scos și ești legat de lanțuri și își bate joc diavolul de tine. Și ai vrea să mai cânti, dar nu mai poți. Că s-a îndepărtat Domnul de tine. Ai vrea să mai faci pe viteazul în predică, dar nu mai poți. Nu cumva ochii și ești legat și își bate joc diavolul de tine? Dacă cineva este legat în această dimineață și dacă nu mai vede clar cineva calea Domnului, haideți la pocăință. Cu timpul pe când râșnea, i-a crescut părul lui Samson și a zis, ca pentru ultima dată, Doamne, mai dă-mi putere. Și s-a sprijinit de cele două stâlpi. Și când a venit puterea Domnului peste el, Biblia spune că a omorât mai mult decât a omorât în timpul vieții lui. Și și-a isprăvit alergarea. Chiar dacă până acum ești legat orb, rogă-te în această dimineață să scapi peste tot puterea, ca să nu fii dus în iad. Mai e puțin. Și n-am vrea să spunem, duceți-vă de la mine, că nu vă cunosc.
E Domnul se ajută să nu mă cunoască Domnul, de 23 de ani, de 72, de 15 ani, când era frate de 14 ani, să nu cunoască Domnul, până la capăt trebuie să ne ducem mântuirea. Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului Iisus. Și doresc în continuare Duhul Domnului să fie peste noi. Amin. Și puterea Domnului să ne umplească. Amin. Și umplerea Duhului Sfânt să fie peste noi. Fraților, vă spun sincer, n-am vrut să predic, n-am vrut să vorbesc aceste cuvinte, dar așa mi s-a dat ca să vă spun. Și eu cred că o fi de folos. Mie nu-mi place să lăpesc timpul nimănui. Eu place să dau întâietate. Știu că și mâine voi fi vorbit de rău. Ce ceva spune alții pe teren, n-a condus bine. Pă, ăla n-a pus, fără n-a fost. Nu pot să mulțumesc pe toți. Deci, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să nu încărtiți împotriva mea. Că dacă aș avea o putere și am avea răbdare să stăm până mâine, apoi pe fiecare individual aș pune să cânt, să spun câte o poezie. Dar nu se poate. Am dorit prin Harul lui Dumnezeu să mai cântă grupul din Oltenița o cântare în numele Domnului Iisus. Și în urmă, fratele nostru Costel, să ne vorbească din cuvântul Domnului. Dumnezeu să-L binecuvânteze.